Cu emoție și bucurie v-am invitat în această seară, noi, elevii și cadrele didactice ale Școlii de Artă Sergiu Cel Didache Roman, pentru a vă prezenta premianții din acest an școlar. Programul va fi deschis de Corul Școlii de Artă Sergiu Cel Didache Roman, dirijat de domnul profesor Ionuț Vârlu, care va interpreta trompetele răsună de Gabriel Moșicescu și Păunașul Codrilor de Pavel Arion. Thank you.
interpretă. A obținut premiul al doilea la concursul internațional Emanuel Elenescu și premiul al doilea la concursul internațional Aulodia Brașov. Acesta va interpreta tânărul călăreț de Vyacheslav Scelokov, într-următorul profesor Iulian Zamă la pian profesor Anize Hagaraș. Thank you.
Swing de George Gershwin. Într-următor, profesor Florin Probătăru, la piață, profesor Elize Hartaș. Thank you.
Elevul Prisecaru Dragoș din clasa 8 a trompetă a obținut mențiune la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, faza zonală Piatra Neamț 2023. Mențiune la concursul internațional de interpretare instrumentală Emanuel Elenescu și premiul al treilea la concursul național Primăvara Ardelor Macro. Acesta va interpreta Ave Maria de Bach Guno. Îndrumător profesor Iulian Zamă, la pian profesor Elize Hargalaș. Thank you.
de George Enescu Tulcea. Va interpreta polca italiană de Sergei Rachmaninov, întrumător profesor Eduard Nene, la pian profesor Elize Hagaraș. Thank you.